Putem să avem jucători eu buni. Eu știi ce admir la Șucu? Deci, eu serios, eu chiar l-admir pe Șucu. A avut un început dezastros de campionat. Dezastros. Acum n-are sens să ne mai ferim de cuvinte, da? Bă, dar îmi place de el care are ambiția asta și merge mai departe. Poate că alții s-ar fi demotivat puțin. Poate s-ar fi gândit, dar de ce aia 5 milioane care i-am luat pe Rahmani să-i bag iar în transferul? Că uite, transferurile, cum să spun, au fost cam nereușite, da? Că până acum, din păcate, transferurile sunt nereușite în frunte cu Jambor și cu Blajec. Da? Mai vedem la Jambor. Jambor e un băiat tânăr, hai să mai așteptăm, ca să zic joacă așa. Joacă campionatul. Hai să așteptăm okay. Să fie și antrenați bine jucătorii. Corect, corect, dar putem... ce vreau să spun. Eu aminte de Abdallah, da. Când a venit anul la trecut. Dinamo. Da, da, da. Cum arăta Abdallah când a venit la Dinamo și cum arată acum după ce a fost antrenat de Kopić. Da. La Rapid e posibil ca unii dintre jucătorii care arată rău acum să arate rău pentru că n-au putut să fie antrenați în perioada asta de se timp, poate 2-3 și asta. Luni. Dar așa cum îți, spun sincer, îți spun sincer, dacă aș fi suporter al Rapidului, aș ține cu nu cu dinții, cu colții de Șucu. Cu colții aș ține de Șucu. Adică să găsești un patron care, pe care nereușitele să-l motiveze, nu să-l demotiveze, da? Un patron care și-a asumat un proiect pe persoană fizică, Lennon, și după aia a ieșit și a spus, am comis-o. Da? Nu i-a convenit, normal că nu i-a convenit. Pentru că are un orgoliu, toți oamenii care au făcut bani mulți, care au reușit în viață, de fapt care au făcut bani mulți, care au reușit în viață. Șucu este un om care a reușit în viață și cu o educație fantastică, mai înțeles. Clar, îi va rămâne acolo, cicatricea îi va rămâne. Pentru că Șucu l-a luat pe Lennon pe persoană fizică, împotriva tuturor. Chiar și împotriva lui Mircea Lucescu, care i-a spus să nu-l ia. Bun. Dar acolo rămâne, undeva, dacă vrei, în orgoliul lui, de un puternic și de om important. Dar a văzut că jucăria, ca să zic așa cu ghilimele, stricată pe care a luat-o, a avut puterea după doar câteva etape, că putea să o mai lăle. Să-i mai dea, de exemplu, în castea două meciuri, Iașu până și, la, cu, până și până la aia, mai înțeles. Dar Șucu a avut putere și de aia eu cred că Rapid are un patron puternic. Are un patron care va învăța să ia deciziile cele mai bune și va învăța să ia decizii și drastice, cu care poate acum nu este obișnuit domnul Șucu în fotbal. Dar începe să învețe și asta e un lucru fantastic. Fotbalul e greu. Da? E greu și pentru Șucu, e greu, a fost greu și pentru Gigi Becali. Câți bani a băgat Gigi Becali să ajungă să fie singura echipă, iacătă, care anul ăsta să meargă în Europa League. Rotarul crește, bineînțeles, lucrurile cresc, pentru că și Rotarul, uite-te echipa, e din ce în ce mai bună, de la an la an. Da, Neluțu Varca, nici nu mai vorbesc, peste 50 de milioane de euro, să iei un jucător pentru fotbalul românesc de aproape 5 milioane de euro, cu tot cu salariul ca lui Munteanu, ce poți să-i spui lui Varca? Nu poți să-i spui decât, bă, bine că existați, bă, băieți. Domnilor, băieți, înțelegeți ce vreau să spun în limba și fotbalistică, nu-mi permit să vorbesc despre patron cu băieți și așa mai departe. Cum ar spune fanul, cum ar spune suporterul? Eu cred că la domnul șef cu experiența managerială din business-ul, din industria domniei sale, l-a ajutat mult și la fotbal, pentru că mie mi se pare că a acționat conform unui alt principiu de management, că prima pierdere e cea mai bună. Da. Și atunci, eu cred că și în afacerile domniei sale s-a întâlnit cu situații în care să aibă o investiție care să nu meargă și să oprească la timp. Pentru că, de fapt, asta este cheia, una dintre cheile reușite. Să oprești o pierdere la timp. Iar el, ceea ce a făcut cu Lennon și cu trupa lui, scuză-mă, a fost de a opri... 95% am zis că e împrumutul italianului, nu 99%, să nu dăm fake news-uri, da? Vă rog, regie, da, te rog. Deci eu cred că pierderea asta va fi cea mai mică și de acum... Nu, da, bă, e important să ai un patron pe care eșecurile îl motivează. Pentru că atunci e un patron cu care sigur într-o zi vei câștiga. Sigur vei ajunge să te bucuri că ai ajuns pe Everestul fotbalului din România. Gigi Becali este cel mai bun exemplu. Câte eșecuri a avut el până să ajungă anul ăsta? Da. Deci dacă din punctul ăsta de vedere Șucu va avea reziliența lui Gigi Becali, va fi cum a fost Gigi, că și Gigi a fost în felul lui un rochi ani de zile. Doamne, cât a încasat. De la toată lumea, mai înțeles? A mers mai departe. Eu nu comentez acum că metodele lui sunt bune, că metodele lui sunt bune. Eu vorbesc doar pragmatic. Pragmatic ce s-a întâmplat? Da, cu Gigi Becali. Indiferent ce s-a întâmplat, a băgat bani. Nu. A câștigat campionatul. Eu vorbesc de ce azi, da? A câștigat campionatul și este singura echipă calificată mai departe în cupele europene și nu în Conference League, în Europa League. Fiecare, cum să spun, poate să creadă ce vrea despre metodele lui Gigi Becali și să le critique, cum am făcut-o și noi, de multe ori aici în emisiune. Dar din punct de vedere al eficienței, al pragmatismului, Gigi Becali este de departe anul lui Gigi Becali.
când prin și Europa League, nu Conference League, iar ceilalți săraci ies și m-am uitat cu mare regret la tot ce s-a întâmplat și cu Craiova și cu CFR-ul, nu poți să-i spui, omul, n-ai ce să-i spui pragmatic. Andrei, eu știu, de exemplu, cum gândești tu și eu te înțeleg perfect. Înțeleg perfect. Eu vorbesc, eu sunt puțin mai pragmatic, mai businessman acum, mai înțeles. Din punct de vedere al fotbalului business, da, toată lumea, cum să spun, poate să se uită la Gigi Becali. Da, care cea mai mică pierdere. Cum? Care cea mai mică pierdere, poate, din cauza asta. Da. Sau datorită acestui nu știu fapt. Dacă acum mare, dacă o să mai aibă pierdere anul ăsta. Eu știu că era 15-20, dar anul ăsta o să facă bani. Eu știu că era cam 20 minus, dar eu cred că îi face anul ăsta. Să știi. La părerea mea. Dar în fine, vedem, da. Știi cum e? Fotbalul nu se termină anul ăsta. Corect, corect, și corect. În spate te uiți și vezi că sunt 9 ani fără titlul cu cerit în România. Ai perfectă. Păi, da, dar eu spunem că n-a renunțat. Putea dar n-a renunțat. OK. N-a renunțat. Și la ar fel, fi bine să învețe și din erorile pe care le-a făcut. Că dacă ar învăța și din erorile pe care le-a făcut, ar fi mai bun. Ar fi mai bun și atunci ar avea continuitate. Poate ar fi ajuns în Champions League. Da, adică ei tot umblă după miza aia mare de Champions. Ei tot eu zic că FCSB-ul putea să ajungă. Da, FCSB-ul dacă se califica în grupe 5 ani la rând în Conference, câți bani făcea? Dacă mai prindea fără încă număr, 2 nu? ani. Cum? În Europa, atunci putea să ajungă să dea salarii de 25 Băi, de milioane. Băi, cum zic Maneli, știi, fără număr. De euro. Dar asta, ce vreau să subliniez și cu asta am închis, Elea. Admir la Șucu această reziliență, această, cum să spun, această încăpățânare de a nu se lăsa, această încăpățânare de a face o echipă europeană din Rapid. Admir lucrul ăsta. Nu e ușor să semnezi ordine de plată de milioane de euro adunate. Nu e ușor să semnezi rezilieri de milioane de euro cumulate, da? Șucu o face. Țineți de Șucu, oameni buni. Da, poate l-a avea și Șucu pe ale lui, că normal, nu e nimeni perfect. Dar țineți de Șucu. Este unul dintre patronii fantastici din fotbalul românesc. Cam cum în ultima perioadă cam sunt toți. Că ăsta e adevărul. Merită respect oamenii ăștia, toți din fotbal care bagă bani. Merită respect cu urmare. Mai înțeles. Dar că vorbim de Șucu, bă, Robert, bă, știi cum? Bă, aș ține de el? Cu tot respectul și cu tot entuziasmul de pulpană l-aș ține. Mai înțeles? Mai pune în fața mașinii unde vrei să pleci din Giulești. Stai aici. Mai înțeles? Stai aici. Nu găsești așa ceva. Mai ales în ziua de astăzi, când milionul de euro e greu de făcut. Nu se mai face cum se făcea. Păi la Rapid există și o experiență serioară. Atâta vreau să mai spun. Cu Șucu Rapid doar o șansă. Chiar are șansa într-o zi să câștige titlul și să meargă. De ce nu poate și în Champions League? Da? Este un om care are un vis. Vrea să dovedească. Sunt rari oamenii ăștia. Chiar, el are o ambiție feroce, cum a avut și Gigi, cum are normal, și Rotaru, și Varga, și toți. Mai înțeles așa? Dar știi cum e? Măcar Varga a mai câștigat, da, s-a mai dus în cupele europene. Mai înțeles așa? Așa, Rotaru anul ăsta are echipă. Dacă Mitriță nu pleacă, eu îl văd favorit pe Rotaru. Anul ăsta la titlu. Din punctul meu de vedere, Șucu și cu, da, doar joacă cel mai bun fotbal. Exact. Șucu, mai înțeles? Bă, are această ambiție, are acest vis. Bă, când ai visul, sigur îl va atinge. Dar lumea trebuie să fie lângă el. Chiar și când greșește. Lângă el și chiar să nu și uite, când greșește. Să nu uite ce spunea lumea rapidistă când Rapid era în Liga 4-a și când spuneau, Doamne, de ce l-am dat afară pe Cocos? De ce l-am dat afară? De ce l-am forțat să plece? Sau de ce? Ăsta este un regret al unor oameni care pierd ceva și, la un moment dat și nu sunt conștienți acei oameni de valoarea omului pierdut. Păi nu știu că să discuta, lasă, domne, dacă pleacă ăsta, că sunt alți 10 care vor să vină. I-am văzut. Și am văzut mâncau mici erau la pauza meciului. Da. Am văzut da, care erau. Și domnul Copos, atât cât a rezistat și cât le iau mers afacerile, a ținut Rapidul sus. Noi mai criticăm, îi mai luăm, mai nu poți să nu-i respecti. Dacă nu-i respecti, nu te respecti pe tine până la urmă. Oamenii ăștia bagă niște bani. Nu or fi niște sfinți. Da? Dar cine e până la urmă? Țineți minte? Ajuns să jucăm semifinală de Cupa UEFA? Da. Rapid da. Cu Steaua. Da. Sfert de finală. Sfert de finală. Da. Finală, da. Asta doar că au băgat bani. Și nici atunci n-a fost bine. Și da. Nu era, păi nu era bine deloc. Nu era.